curățenia de primăvară nu va avea loc în acest sezon la Lugoj, transmit reprezentanții autorității locale, acest lucru în condițiile în care anul trecut nu a avut loc nici curățenia de toamnă. Motivul, Salpres și Retim, cele două societăți care ar trebui să asigure curățenia în oraș, nu au utilajele necesare unei astfel de acțiuni, iar în cazul Salprestului nici personalul nu este suficient. Curățenia de primăvară a fost foarte bine gândită și s-a desfășurat de 10 ani. Prin noul contract care este cu Retimul, ea nu mai este posibilă. Datorită faptului că Salprestul nu mai are utilajele cu care să transporte, nu mai are personalul necesar care să strângă gunoiul, cum am spus noi, într-o sâmbătă din Lugojul German, într-o sâmbătă din Lugojul Român. Nu poate fi organizată de Salprestul nici într-un caz, iar Retimul nu are utilajele decât pentru curățenie, adică înainte lumea era obișnuită să scoată un pom afară, să scoată o dormeză, celălalt, ceea ce la mașinile de gunoi care are Retimul în oraș, nu se pot adopta. Ca atare, nu se mai poate face curățenia de primăvară. Primarul Lugojului a găsit totuși o soluție pentru cei care doresc să scape de deșeuri. Retimul, atunci când a pregătit containerele 240, a spus că și crengi, și iarbă, și ce aduni, până fără a depăși volumul containerului, trebuie pus. De aceea, dacă în fiecare săptămână, fiecare dintre noi am gândit așa, ar fi echivalentul curățeniei de primăvară. În aceste condiții, foarte probabil, mulți lugojeni vor arunca rezidurile în câmpurile din preajma orașului și de la marginile drumurilor. Doar că cei care aruncă gunoaiele acolo și sunt prinși, riscă amenzi între 500 și 2500 de lei în funcție de gravitate.